Bună seara, bine v-am găsit! Este ora 18, începe emisiunea Actual. E bine, mă bucur că sunteți și în această seară alături de noi. Vă invit să rămâneți timp de 25 de minute și nu numai, pentru că știți că apoi urmează telejurnalul regional TVR Craiova. Dar până atunci avem multe lucruri de discutat. Astăzi vorbim în prima parte despre sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Au început înscrierile, s-au și terminat, dar pe 27 se mai pot înscrie cei care au promovat examenele de corigență. Iar tot în prima parte vom vorbi și despre un program Euro 200. Iar în partea a doua, despre cel mai mare proiect marca AESEC, este vorba despre Global Village, un eveniment care a avut loc în acest weekend. Au fost peste 90 de voluntari internaționali, dar mai multe, bineînțeles, că ne vor spune invitații mei din această seară, asta în partea a doua. Și pentru că vă spuneam că, iată, elevii, absolvenții practic de liceu mai au o șansă pentru a promova bacalaureatul. De data aceasta vorbim despre sesiunea din toamnă, dar și despre acel program Euro 200. În platoul emisiunii noastre a venit doamna inspector școlar general Leontina Monică Sună, inspectoratul școlar județean Dolj, bineînțeles. Bună seara, bine ați revenit în platoul emisiunii. Bună seara, bine v-am regăsit. Așa cum spuneam, iată, absolvenții de liceu mai au o nouă șansă, dar până atunci aș vrea totuși să-mi spuneți care a fost rata de promovabilitate în prima sesiune de vară, bineînțeles, la bacalaureat. Am terminat prima sesiune a examenului național de bacalaureat. Rata de promovabilitate în acest an, mă bucur să amintesc, că este mai mare decât cea de anul trecut și anume suntem aproape de media pe țară, 69,67% față de 66% anul trecut. Deci, iată, mai sunt procentul 31%, nu? Da. Pentru sesiunea a doua. Da. Sper ca și rezultatele din toamnă, este impropriu spus toamnă, pentru că sesiunea a doua examenului de bacalaureat este în august. Va începe pe 21 august, deși, așa cum a spus dumneavoastră, s-a încheiat perioada de înscriere. În această perioadă, în județul nostru, s-au înscris 1039 de elevi. Îi așteptăm pe 27, adică vineri, și pe cei care susțin examene de corigențe să le promoveze și să vină să se înscrie la bacalaureat. Practic o singură zi, da? Așa cum spuneam, este, 27 iulie. Bun, da. Și când va începe? Când vor începe probele? Când vor susține probele? Probele vor începe pe 21 august și pentru prima dată vom începe examenul de bacalaureat cu probele scrise. Este o premieră pe 21 august, urmând ca elevii noștri să susțină proba scrisă la limba și literatura română. Apoi, a doua probă a examenului de bacalaureat, și anume pe 23 august, cu proba obligatorie a profilului, proba scrisă, pe 24 august, urmând ultima probă scrisă, și anume proba la alegere a profilului și specializări. Este normal să le citiți, pentru că sunt mai multe zile și să nu le... Așa este, să nu transmit o informație eronată, exact. Deși cu siguranță atât elevii noștri, cât și părinții lor, și nu în ultimul rând cadrele didactice care îi susțin și îi pregătesc în această perioadă, știu acest calendar al bacalaureatului. Așa cum spuneam, după probele scrise urmează probele de evaluare a competențelor, și anume în perioada 25-28 august va avea loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, sau așa cum o mai numim noi, așa zisă probă A a examenului de bacalaureat, urmând ca pe 28 august elevii noștri să susțină evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba orală, în limba maternă. Nu este cazul, noi numai pentru limba română vom susține examen. Apoi pe
29 și 30 august vor susține evaluarea competențelor digitale, proba de a examenului de bacalaureat, pentru ca între 30 și 31 să susțină ultima probă de evaluare a competențelor. Este vorba de evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, urmând ca primele rezultate înainte de contestație să fie afișate la începutul toamnei, pe 1 septembrie. Tot în aceeași zi, după ora 16, între orele 16 și 20, elevii nemulțumiți vor putea să depună contestații la centrele unde au susținut examen, urmând ca acestea se rezolve în perioada 2-5 septembrie, pentru ca pe 6 septembrie să fie afișate rezultatele finale ale sesiunii din toamnă a examenului de bacalaureat. Aici trebuie să mai menționăm un lucru, faptul că absolvenții de liceu, printre ei au fost cei care n-au putut participa, iată, la prima sesiune a examenului de bacalaureat și din diferite motive bine întemeiate de sănătate, nu neapărat că nu ar fi avut un rezultat. Așa este, s-au înscris elevii din seriile anterioare care fie au picat toate probele de bacalaureat sau probele de o probă scrisă la o disciplină de examen, se înscriu apoi cei din seria curentă care, din păcate, în prima sesiune nu au promovat examenul de bacalaureat, ca să fie promovat acest examen de maturitate. La fiecare disciplină nota trebuie să fie minim 5, dar media lor să fie 6. Și din păcate avem mulți elevi care în prima sesiune, deși la fiecare disciplină au obținut nota minimă necesară, adică 5, media lor nu a fost 6 și atunci nu au luat examenul de bacalaureat, ei trebuind să reia o anumită disciplină, examenul la o anumită disciplină, să obțină o notă mai mare. Și, așa cum spuneați dumneavoastră, au fost admiși și elevii care, din motive obiective, nu s-au putut înscrie în perioada de înscriere, care vă reamintesc a fost între 11 și 14 iulie, și pe baza documentelor pe care le-au depus la noi, la Comisia Județeană, le-am înaintat Comisiei Naționale de Bacalaureat, care a rezolvat favorabil două cazuri, astfel încât și elevii aceia au fost înscriși în sesiunea din toamnă. Aș vrea să mai amintim un lucru, deși știu care este răspunsul, dar poate nu toată lumea știe. De exemplu, cele mai mari medii care au fost în cadrul primei sesiuni a examenului de bacalaureat? În cadrul primei sesiuni, bineînțeles că cele mai mari medii au fost cele de 10. Dacă la începutul... Unde exact? Mai exact. Dacă la începutul perioadei am avut doi elevi de nota 10, o elevă la Elena Cuza și o elevă la Colegiul Național Frații Buzești, după cea de-a doua, după perioada de contestații, de fapt, numărul acestora a crescut la 4. Am avut 4 elevi cu note de media 10 la bacalaureat, elevi care, de altfel, au fost și premiați, premiile venind din partea Consiliului Județean, care, ca de fiecare dată de câțiva ani încoace, susține excelența în educație. Am participat la ședința extraordinară a Consiliului Județean, unde pe ordinea de zi a fost și propunerea din partea consilierilor de a premia acești elevi, s-a votat și vor fi premiați. Premiul este consistent, aș putea spune, este vorba de 15.500 de lei pentru elevii noștri de nota 10 și aș vrea să amintesc faptul că avem elevi și de nota 10, de media 10 la evaluare națională. Vom face toate demersurile necesare pentru a reuși să îi premiem și pe aceștia. Da, merită toate felicitările noastre, bineînțeles. Se vede când depui efort, când timpul liber ți-l petreci studiind, citind și rezultatele și apar. De ce nu aștept și sunt alături de ei ca și în sesiunea a doua să avem elevi de nota 10, să putem să-i premiem. Să dea Dumnezeu, așa să fie. Spuneam la începutul emisiunii că vom vorbi și despre un proiect Euro 200. Iată, acesta se va derula și în acest an. Este vorba de burse sociale. Să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba în acest proiect și care sunt beneficiarii. Așa este. Este vorba de un program social Euro 200. Suntem în al 12-lea an de aplicare a acestui program social. De el beneficiază toți elevii și studenții. Beneficiază de
fapt, de un bon valoric în valoare de 200 de euro, pentru că de aceea îi spune de 200, da, euro 200, pentru achiziționarea unui calculator. Acest proiect se derulează pe baza legislației în vigoare. Este vorba de legea numărul 269 din 2004 și o hotărâre de guvern, numărul 1294 din 2004, prin care s-au aplicat normele de aplicare a legii 269, adică acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare. Conform calendarului acestui proiect, program social, se depun cereri într-o anumită perioadă, este vorba de luna mai, unitățile școlare centralizează aceste cereri, iar Comisia Județeană, care verifică de fapt dacă cei care solicită întrunesc toate condițiile necesare, astfel încât pentru anul acesta școlar 2016-2017 în județul nostru, din numărul de 522 de cereri, beneficiază 516, vor beneficia 516 elevi de aceste bonuri valorice. În această perioadă, unitățile școlare vin la sediul inspectoratului școlar, au fost anunțate să ridice aceste bonuri, să le distribuie apoi elevilor, aceștia să meargă să-și achiziționeze un calculator și să facă apoi dovada achiziționării acestuia. Am ajuns deja la finalul dialogului nostru. Vreau doar să mai menționăm că sunt anumite unități de învățământ, n-aș vrea să greșesc și de aceea e mai bine să mă uit, undeva care vor beneficia, de exemplu, școala gimnazială din Bistreț, de 23 de bonuri valorice. Așa este. Nu în ultimul rând, școala gimnazială Grecești 10, apoi Perișor 11. Și sunt detalii pe care le găsesc cu siguranță și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean. Doamna Inspector Școlar General, vă mulțumesc frumos pentru prezența în platou și vă așteptăm de fiecare dată cu drag aici. Și eu mulțumesc, o să răspund de fiecare dată cu plăcere invitației dumneavoastră și de ce nu, poate să vin să spun că cu mai mulți copii au media 10. Așa este. O seară frumoasă și numai bine! Mulțumesc!